barierele circulației între țările membre, odată cu punerea în aplicare a certificatului UE COVID-19. Peste 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot stabiliți în 91 de țări s-au înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare din 11 iulie și este cel mai mare număr înregistrat vreodată la Comisia Electorală Centrală. Se mai încheie o săptămână în care numărăm reușitele pe direcția Europa. O delegație a Parlamentului European, formată din 3 eurodeputați, a efectuat o vizită în Republica Moldova. Au vrut să vadă cu ochii lor dacă reformele de pe hârtie cu care se laudă Chișinăul sunt și implementate. Au avut mai multe întrevederi, multe subiecte abordate, iar cap de listă în toate discuțiile a fost reformarea justiției și combaterea corupției. Concluziile sunt optimiste. Oficialii de la Bruxelles au declarat că Republica Moldova a revenit pe calea cea dreaptă și că există șanse reale de a avansa în parcursul european. Parlamentarii UE și-au exprimat speranța că reformele vor intra în accelerație și după alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, care ar putea schimba ecuația politică. Europarlamentarii au declarat la unison că Bruxelles este în așteptarea unui guvern legitim la Chișinău după organizarea corectă a anticipatelor din 11 iulie. Deja de ani buni se lasă așteptată o reformă veritabilă a justiției, dar și un efort conjugat anticorupție. Cu cât noul guvern va reuși să implementeze aceste reforme mai repede, cu atât vom reuși și noi, de la nivel european, să eliberăm asistența macrofinanciară de 50 de milioane de euro pe care o avem la dispoziția Republicii Moldova. În plus, lucrăm la nivel european la un pachet de sprijin economic pentru Republica Moldova pe care îl vom anunța în perioada următoare, tocmai pentru a ajuta Republica Moldova să revină după perioada de pandemie. Doar eforturile reale vor fi răsplătite cu beneficii reale, au declarat europarlamentarii. Mai mult, aceștia au declarat că este posibilă o cooperare între Republica Moldova și Uniunea Europeană la un alt nivel. We could feel really that Moldova is coming to the change. Despite the fact that Moldova is going through quite a difficult period of its development, but Moldova is going closer to Europe, and that is what at the end brings really all the development and positive, you know, outcome. That is our experience. EU is really ready to support European type of reforms in Moldova. We are having very clear principle, more for more. I trust in a bright future of Moldova. We have resilience and recovery plan, which is also open for the cooperation. But of course, the conditions are important. The trust for the institutional state, well, the success in your choice, I am crossing finger for. And I have to say that I'm very optimistic. Because after several years I feel very good atmosphere of the talks. Delegația Parlamentului European a avut întrevederi cu președintele Republicii Moldova Maia Sandu, cu prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi, cu guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Moldova Octavian Armașu, cu reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, cu ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și cu ambasadorii Statelor Unite ale Americii și Regatului Unit în Republica Moldova. De asemenea, delegația a purtat discuții cu reprezentanții societății civile și cu cei ai mediului de afaceri. Faptul că Republica Moldova, Georgia și Ucraina au format un trio asociat pentru procesul de integrare europeană e apreciat de Bruxelles. Aprecierea e făcută de deputații din Parlamentul European după ce săptămâna trecută șefii diplomației din cele 3 state au semnat la Kiev un memorandum demonstrând astfel că Republica Moldova, Georgia și Ucraina sunt mai determinate ca niciodată să avanseze pe calea integrării în marea familie europeană. Totuși, oficialii din UE spun clar că mai este mult de lucru, iar inițiativa, deși una ambițioasă, are nevoie de acțiuni concrete pentru a avansa. Cu multă încredere, Ucraina, Georgia și Republica Moldova și-au unit forțele pentru a întreprinde împreună pași importanți pe calea integrării europene. Obiectivul setat de trio asociat este trecerea la următoarea etapă de colaborare cu UE. Oficialii de la Bruxelles salută această inițiativă și spun că așteaptă progrese reale în această direcție. And that is what we call intermediate status. I think is really possible to achieve not so far away.
Then, of course, the full membership, it's longer-term discussion. EU needs to make reforms inside of themselves, inside of our institutions, to be ready to accept new members. But those discussions will go on, maybe even in the conference on European future. But the practical integration, getting much more of benefits. Recent, Georgia a anunțat oficial că va fi gata să depună cererea de aderare la Uniunea Europeană în anul 2024. Parlamentarii europeni spun că acest lucru este real și pentru Republica Moldova și se va întâmpla doar dacă va exista voință politică. But what does it mean, political will? This is the positive answer to the voters' expectation. So the date is you in your hand, in Moldovan citizens' hand, because of their will. And I am sure that Moldova could be a leader of this process because the chances are very well visible. And if the Georgians have the date, like it was mentioned, you can be faster. Republica Moldova, Ucraina și Georgia au semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul integrării europene. Cele trei state fac parte din parteneriatul estic și au obținut realizări importante în acest format, precum semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, cel de comerț liber, dar și liberalizarea regimului de vize cu UE pentru cetățenii Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei. Anual, peste 800 de copii din Republica Moldova sunt dați dispăruți. Cifra este cu atât mai alarmantă pentru că 14% dintre ei fug de acasă sau din centrele de plasament ca să scape de abuzul și exploatarea la care sunt supuși. La ce vârstă copiii sunt cei mai vulnerabili, vă spunem în câteva minute la retrospectiva săptămânii. Pare că diaspora e mai hotărâtă ca niciodată să-și spună cuvântul la crearea viitorului Parlament. Peste 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, stabiliți în 91 de țări, s-au înscris pentru a participa la alegerile parlamentare din 11 iulie. Și este cel mai mare număr înregistrat vreodată la Comisia Electorală Centrală. Întrebarea este acum dacă autoritățile vor ști cum să organizeze secțiile de votare peste hotare, așa încât să evite cozile kilometrice ce se formau la scrutinele anterioare. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a propus deja deschiderea mai multor secții peste hotare, iar CEC va lua o decizie în acest sens săptămâna viitoare. Președintele Comisiei Electorale Centrale a declarat deja că ar putea fi vorba de 190 de secții, comparativ cu 139 deschise la scrutinul prezidențial de anul trecut. 100.042 de cetățeni cu drept de vot ai Republicii Moldova stabiliți în peste 90 de țări ale lumii s-au înregistrat pentru a participa la scrutinul parlamentar din 11 iulie. Cei mai mulți alegători, peste 21.000, s-au înregistrat să voteze în Italia, peste 16.000 în Marea Britanie, mai mult de 14.000 în Germania și aproape 9.000 de alegători s-au înregistrat în Franța. Din Federația Rusă s-au înscris prealabil peste 7.300 de alegători, iar din România și-au arătat intenția să voteze peste 6.500 de cetățeni ai Republicii Moldova. Înregistrarea prealabilă nu este o procedură obligatorie, dar în funcție de aceste date, Comisia Electorală Centrală stabilește numărul secțiilor de votare pe care le deschide peste hotare. Responsabilii de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene propun să fie deschise mai multe secții de votare în zonele în care mulți cetățeni din străinătate nu au reușit să voteze la scrutinul prezidențial. Ministerul consideră necesar a lua în calcul posibilitatea dublării numărului secțiilor de votare acolo unde s-a votat peste 5.000 de persoane, unde a fost extins timpul de funcționare a secțiilor de votare sau unde au fost epuizate înainte de timpul sau înainte de închiderea secțiilor de votare, unde au fost epuizate buletinele de vot. Decizia finală, repet, aparține în exclusivitate Comisiei Electorale Centrale. Comisia Electorală Centrală are termen până pe 5 iunie să decide exact numărul secțiilor de votare destinate diasporei. Președintele CEC vorbește deja de numărul de 190 de secții, cu 51 de secții mai mult decât la scrutinul prezidențial din noiembrie anul trecut. CEC va analiza toate informațiile de care dispune și care sunt prevăzute către lege pentru a elabora proiectul de hotărâre cu privire la organizarea secțiilor de votare peste hotarele țării. Problema însă sunt banii. Mai multe
secții de votare înseamnă cheltuieli mai mari pe care autoritățile nu sunt tocmai dispuse să și le asume. Nu sunt bani în buget, spune Aureliu Ciocoi, așa că îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să pună umărul la organizarea scrutinului din 11 iulie. Bugetul inițial calculat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru asigurarea alegerilor peste hotare se evaluează la ora actuală la 5,5 milioane lei. Această cifră a fost comunicată Comisiei Electorale Centrale și cuprinde numărul orientativ de secții de votare discutate inițial cu Comisia Electorală Centrală. Rugăm să ajutați autoritățile, ambasadele din țările de reședință și cele din țările de acreditare pentru a completa componența birourilor electorale. În unele state vom avea nevoie de voluntari care ne vor ajuta pentru gestionarea organizată a fluxurilor de votanți. La alegerile prezidențiale din noiembrie 2020 au fost deschise în străinătate 139 de secții de votare, iar la urne au ajuns peste 263.000 de cetățeni, un număr record pentru alegerile din diaspora. S-au format cozi imense, iar la majoritatea secțiilor a fost prelungit programul de activitate. Atunci s-au înregistrat prealabil 60.000 de cetățeni, de două ori mai puțin față de cei înscriși pentru scrutinul parlamentar din 11 iulie. Deputații din viitorul Parlament trebuie să nu uite că dezvoltarea unui stat începe odată cu dezvoltarea localităților. O spun aleșii locali, dezamăgiți că toate promisiunile de descentralizare a administrației publice locale au fost uitate după fiecare scrutin. Primarii localităților se simt cu mâinile legate pentru că nu dispun de suficiente resurse financiare și oportunități reale pentru a administra eficient treburile publice. Congresul Autorităților Locale din Moldova a adresat un apel public tuturor concurenților electorali pe care îi îndeamnă să includă în programele lor politice priorități de dezvoltare a administrației publice locale. Ei au cerut să fie implementată reforma privind descentralizarea, să fie acordate mai multe fonduri din bugetul de stat, să se reducă controlele și povara ce cade pe umerii administrației publice locale, iar banii să fie împărțiți în mod echitabil și nu pe criterii politice. Noi știm foarte bine cum se promovează toate proiectele în consiliile locale, în comisiile, cu societatea civilă și așa mai departe, cerințele acestea. Deci aici este o mare problemă la care trebuie să atragem atenție. Pentru că cu puținul cu care îl au autorități locale, noi considerăm că ele fac minuni în prezent, dar cât s-ar putea de a face dacă am avea un sistem mult mai corect? Primarii spun că în lipsa unor progrese privind reformarea administrației publice locale, satele și orașele sunt în stare de degradare. Nu există oportunități de dezvoltare, așa că sistemele de apeduct și de canalizare continuă să fie un lux, iar drumurile bune și iluminarea publică sunt o raritate. În aceste condiții, CALM le cere viitorilor deputați să ofere resurse financiare și împuterniciri sporite autorităților locale pentru administrarea eficientă a treburilor publice. Astăzi un primar, un ales local, activează în mare parte pe principiul de pompier. El este, iertați-mi expresia, și gunoier, și inginer, și constructor, și mecanic, și atunci când activezi într-o asemenea manieră, nu reușești să administrezi deseori strategic localitatea din punct de vedere managerial și ajungi la un final de mandat, ai stins toate incendiile, dar până la urmă ceea ce trebuie să rămână cu adevărat nu se întâmplă. Nu este normal când un primar, o primărie având, nu știu, hectare întregi de pădure, nu le poate gestiona. Când având resurse de apă, nu le poate gestiona. Când având resurse naturale, nu le poate gestiona. Și cum a spus și colegul meu, în bugete zero. Suntem acele persoane care zi și noapte ne gândim de unde să mai găsim un grântuleț să facem ceva. Am astăzi peste 6 proiecte internaționale mari pentru Edeneț, deci unul de peste 4 milioane de euro, deci cu oraș, Edeneț oraș inteligent, 60 de milioane de euro pe apă și canal, etc., etc. Dar deci, când gândești că la toate trebuie să vii cu o cotă parte de contribuții, practic ajungi că tot bugetul sau parte considerabilă din buget trebuie să-l dai la contribuții. Iar aici țara tace, bugetul central tace. Reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova le-au solicitat concurenților electorali și forțelor politice să-și asume angajamentul public privind implementarea reformei descentralizării prin semnarea unei declarații. În Republica Moldova, reforma privind descentralizarea întârzie de mai mulți ani, chiar dacă guvernările anterioare declarau în fiecare campanie electorală că acest lucru reprezintă o prioritate.
Anual, peste 800 de copii din Republica Moldova sunt dați dispăruți. Cifra este cu atât mai alarmantă, pentru că 14% dintre ei fug de acasă sau din centrele de plasament ca să scape de abuzul și exploatarea la care sunt supuși. A fost Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, iar autoritățile au făcut un apel către societate să semnaleze cazurile în care copiii se află în dificultate. Colega mea, Olga Sarivan, vine cu detalii în rubrica Cifra Săptămânii. Bun găsit, Svetlana! Anul trecut, 629 de copii au fugit de acasă și 206 din centrele de plasament din toată Republica Moldova. În 562 de cazuri, copiii au fost găsiți timp de 24 de ore de căutări. 3 copii au fost găsiți decedați, iar 6 sunt căutați în continuare. În total, numărul de cazuri este mai mic decât cel înregistrat în 2019, dar statisticile rămân îngrijorătoare. Cea mai vulnerabilă vârstă este cea cuprinsă între 13 și 16 ani. Cel mai des copiii fug de acasă pentru a evita conflictele cu părinții din cauza rezultatelor slabe la școală sau în urma unor fapte reprobabile. Mulți pleacă și pentru a câștiga bani. Data de 25 mai 1979 ne reamintește de dispariția la New York a unui băiat de 6 ani. El nu a fost găsit niciodată și a fost declarat oficial decedat în 2001. De aceea, din acel an, 25 mai a devenit o dată simbolică și este promovată de Centrul Internațional pentru Copiii Dispăruți și Exploatați. Poliția îndeamnă cetățenii să semnalizeze cazurile de copii aflați în dificultate sau la cerșit la numărul de urgență 112. Chișinăul respiră mai ușor, purtarea măștii de protecție în spații deschise nu mai este obligatorie. Ce alte relaxări a decis Comisia Municipală pentru Sănătate Publică, vă spunem mai târziu în retrospectiva săptămânii. Uniunea Europeană urmează să ridice orice barieră de circulație între țările membre odată cu punerea în aplicare a certificatului UE COVID-19. Mai exact, documentul va reprezenta un pașaport digital care va confirma că deținătorul este vaccinat împotriva coronavirusului, are un test negativ la COVID făcut în ultimele 72 de ore sau dispune de o confirmare că s-a recuperat recent după infectarea cu SARS-CoV-2. Actul va fi eliberat gratuit și va permite călătoriile fără restricții în UE. Iar acum, întrebarea este dacă cetățenii Republicii Moldova, deținători de pașapoarte biometrice, vor putea călători la fel de liber cu un certificat eliberat de autoritățile de aici. Răspunsul la această întrebare îl are europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Urmează declarația săptămânii. Cetățenii Republicii Moldova care nu au cetățenie a Uniunii Europene, pe baza certificatului de vaccinare emis de autoritățile din Republica Moldova, sunt sigur că vor putea de asemenea călători, de îndată ce autoritățile din Republica Moldova vor stabili practic acorduri bilaterale de recunoaștere a certificatelor. Dacă nu am fi ajuns la un acord privind certificatul european și în interiorul Uniunii Europene, am fi avut acorduri bilaterale de recunoaștere a certificatelor naționale și am fi putut călători, deci sunt sigur că certificatul național emis de autoritățile de la Chișinău va fi valabil pentru a intra în Uniunea Europeană și pentru a călători în toate țările membre ale Uniunii Europene, de altfel deja cu alte țări non-europene, nemembre ale Uniunii Europene, mult mai distante decât Republica Moldova, și mă refer la Israel, s-au inițiat deja acorduri bilaterale de recunoaștere a certificatelor de vaccinare naționale, deci sunt sigur că certificatul emis de Republica Moldova va facilita călătoria în Uniunea Europeană. Mai ieri îl refuzau, iar astăzi nu-și dau rând ca să-l obțină. Despre vaccinul anticovid vorbesc și despre cum schimbă lumea macazul de la o zi la alta. Dacă la începutul campaniei de vaccinare majoritatea erau sceptici și refuzau să se vaccineze, acum se pare că s-au răzgândit și așteaptă cu mare nerăbdare să le vină rândul la vaccin. Unii însă nici nu-și așteaptă rândul, ci dau buzna de-a dreptul. Se întâmplă la maratoanele de vaccinare, la policlinici, dar și la punctele mobile de imunizare anticovid lansate recent de primăria Chișinău. Este vorba despre un autobuz și un troleibuz care au fost transformate în cabinete medicale, unde oamenii sunt invitați pentru a le fi administrat serul. Punctele mobile au zilnic câte un loc de staționare. Așadar, vaccinuri și centre de vaccinare sunt, la fel și doritori de a se imuniza, prin urmare, suntem pe drumul spre normalitate.
Troleibuzul și autobuzul care au fost transformate în centre mobile de vaccinare vor staționa zilnic în cele mai aglomerate zone din Chișinău. Acestea vor activa între orele 10 și 18.00. Punctele de vaccinare pe patru roți au frigidere pentru păstrarea serului, aer condiționat și lămpi cu raze ultraviolete pentru dezinfectare. Oamenii au la dispoziție trei tipuri de vaccin, Pfizer, AstraZeneca și Sinopharm. Cei mai mulți au lăudat inițiativa autorităților. Vrem și igiene în țară. Și normal și toată lumea vaccinată să putem de-am scoate măștile este să nu umblăm cu măștile. E o inițiativă bună. Dumneavoastră stați la coadă din câte înțeleg ca să vă vaccinați, da? Da. Știți cu ce ser? Prefer Pfizer. Am înțeles că e bună. Chiar din prima zi oamenii au stat la rând pentru a se vaccina la punctele mobile. Aglomerație mare era și la evenimentul de lansare. Unora le-a crăpat răbdarea și au făcut scandal. De ce ne-ați adus în autobuzul ăsta afară? Noi așteptăm afară. Doamne, dar dați-ne un loc curat. Poftim, veniți. Mi-ați organizat de loc. La mine n-a de cameră, veniți în primul. Asta e, nu am nevoie de cameră, dumneavoastră. Ați făcut un show politic. Atâta, pentru dumneavoastră, nu pentru noi. Uitați că toată lumea este acolo bolnavă. Tot trebuie, dar ați făcut reorganizarea. Prin aceste acțiuni, municipalitatea își propune ca vaccinarea anticovid să fie la îndemâna tuturor. Suntem într-o eră foarte grăbită și nu reușim să facem multe lucruri, iată încercăm să venim mai aproape de oameni. Echipele medicale, bine instruite, profesioniste, vin din sectoarele în raza cărora se vor afla aceste unități de transport. Am instruit aceste echipe, dispun de echipamente necesare, toate unitățile de transport au autorizații sanitare. Între timp, o policlinică de la Poșta Veche Chișinău a fost practic luată cu asalt de 150 de oameni nerăbdători să se vaccineze. Toți au venit de avalma chiar de la primele ore ale dimineții la Centrul Municipal de Familie numărul 10. De ce rând? Asta e ordine. Întâi se spăgește lumea și apoi se începe vaccinația. Asta e o prostie. Adevărat. Greu merge înregistrarea, pur și simplu. Foarte greu. Am o oră jumătate și încă nu m-am înregistrat. Uitați-vă ce se face, copii, bătrâni. E multă lume, aer nu este, în primul rând. Noi suntem toți bolnavi, nu suntem sănătoși. Și într-adevăr e dezastru. Și nu sunt de organizat afară, două palete acolo, distanță, tăți, leacă așa, mizerie, leacă, dar și să. Dacă e pandemia în țară și așa lumea s-a grămădit multe, de la ora 8 ședem în rând. Managerul instituției a recunoscut că medicii de familie au chemat pacienții pentru a se imuniza, dar nu s-au gândit că vor veni în număr atât de mare și se va lăsa cu scandal. Lumea din frică că nu o să le ajungă doza de vaccin, au venit toți și au dat busna la noi în cadrul centrului medical. Noi am făcut tot efortul ca să-i ținem afară, au împins și paznicul cu părere de rău și a fost agresată și o asistentă medicală, adică noi nu am putut face față la capitolul respectiv. Autoritățile îndeamnă populația la calm și recomandă programarea la vaccinare prin intermediul platformei online. Ei dau asigurări că în prezent în Republica Moldova sunt suficiente doze de vaccin de la diferiți producători, iar stocurile vor fi suplimentate periodic. Autoritățile din Republica Moldova își propun să imunizeze 70% din populație până la sfârșitul acestui an, cu o rată de 50.000 de vaccinări pe săptămână. Această cifră este de fapt obiectivul principal setat de fiecare țară pentru a ajunge la o imunitate colectivă. Mai mult, în această săptămână a fost depășit pragul de 300.000 de doze de vaccin administrate la 3 luni de la inițierea campaniei. Autoritățile spun că nu există deocamdată date statistice despre cei care s-au imunizat peste hotare, asta deși recent a fost creat un registru electronic al imunizării. Până acum, 75% dintre angajații din sistemul de sănătate au fost vaccinați, iar efectele pozitive se văd în rata de infectare, care a scăzut până aproape de zero. Trebuie să accelerăm pentru a avea o acoperire vaccinală mult dorită de 70%. Asta ar însemna că fiecare dintre noi trebuie să fie vaccinat, deoarece suntem la un pas de a opri pandemia. Și chiar dacă a scăzut cu mult scepticismul oamenilor față de vaccinurile anticovid, specialiștii în sănătate susțin că mai există încă multe speculații. Un mit informațional care circulă acum în societate este despre faptul că vaccinurile ar afecta fertilitatea, un fals demontat de specialiști. Reducerea cazurilor la zi sunt în primul rând
legate de procesul de vaccinare prioritar a persoanelor expuse mai mult riscului. Sunt eligibili toate persoanele de a fi vaccinate până cu 18 ani. Medicii spun că trebuie să ne protejăm chiar și după vaccinare, pentru că imunizarea este eficientă după 14 zile de la administrarea serului. Chișinăul respiră mai ușor, purtarea măștii de protecție în spații deschise nu mai este obligatorie. Cealaltă relaxare a decis Comisia Municipală pentru Sănătate Publică, ne spune colega mea Daniela Focșa. Bun găsit, Svetlana, bun găsit doamnelor și domnilor. Începând cu joi 27 mai, purtarea măștilor este obligatorie doar în spațiile închise, inclusiv și în mijloacele de transport public. Totodată, noutate bună pentru Horeca a fost că localurile și restaurantele și-au reluat activitatea în regim obișnuit. Excepție însă s-a făcut totuși pentru cluburile de noapte. De asemenea, se permite și organizarea ceremoniilor, anunților, a zilele de naștere. Însă localurile care vor organiza vor lucra la capacitatea doar de 50%. În același timp este regim obișnuit de lucru și pentru sălile de concert, dar și pentru teatre. Condiția este ca spectatorii totuși să poarte măști și să păstreze distanța atunci când evenimentele se desfășoară în interior. O altă condiție este ca oamenii să dezinfecteze mâinile și să li se măsoare temperatura. În același timp, această vară se permite organizarea taberelor cu sejur de zi, dar și evenimentele sportive. Acestea au fost informațiile. La revedere! Spaniolii au inventat nu doar cea mai bună paelea din lume, ci și un robot bucătar care poate găti singur 10 de feluri de paelea, cu pui, iepure sau fructe de mare. Întrebarea este dacă e la fel de bună ca unui maestru bucătar. Despre aceasta, dar și alte știri externe, în rubrica 60 de secunde din lume. O companie spaniolă a lansat pe piață robotul care gătește paelia, mâncarea spaniolă tradițională cunoscută în toată lumea. Singura cerință este să aibă toate ingredientele necesare pregătite de dinainte. Știe exact ordinea în care să le introducă în tigaie și ia singur ustensile pentru a amesteca din când în când și știe exact când să oprească focul pentru ca paelia să fie pregătită perfect. 4 saci cu bijuterii în valoare de 2,2 milioane de dolari au fost găsite de polițiștii ruși într-o pădure de lângă orașul Kazan, capitala Tatarstanului. Comoara fusese ascunsă acolo de un columbian care o furase în timpul unei expoziții organizate cu prilejul campionatului mondial de fotbal de acum 3 ani. O întreagă stradă din orașul italian Palermo a devenit o adevărată librărie în aer liber, de unde oamenii pot cumpăra sau împrumuta cărți la mâna a doua. Dar ce este acum o uriașă librărie în aer liber a început în 2013 din pasiunea unui singur om pentru cuvântul scris. Cercetătorii de la o grădină botanică din Belgia au pus la punct o aplicație potrivită în pandemie care transformă propria grădină într-un laborator de cercetare. Inedita aplicație are avantajul că în această perioadă de pandemie și restricții permite oamenilor ieșirea în grădină și documentarea diverselor plante și vietăți. Pe lângă buna dispoziție, aplicația furnizează și informații științifice. Doamnelor și domnilor, aici punem punct retrospectivei săptămânii. Noi ne dăm întâlnire și duminica viitoare la aceeași oră. Sunt Svetlana Gore și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă, la revedere!